Vă salut, prieteni, Cătălin sunt. Suntem pe pagina Dresaj cu Cătălin. Avem un pici. Ia. Stai. Avem un pici, un băiat la 4 luni jumătate, care a început dresajul acum 2 ședințe și deja lucrăm la așteptare cu decoruri, desigur, apropo de decoruri. Și ca să înțelegeți de ce lăsa retractabilă este bună, că sunt diversi pe net care dau ei sfaturi. Doamne, nu e bună lăsa retractabilă. Nu e bună lăsa retractabilă, nu, e... E nasoală, nu? Că trage câine în lăsa. Dar fără lăsa retractabilă n-am putea să ținem distanța pe care o putem lua acum, având câinele încă în regim de control. Da? Observați? Dacă am avea o lăsă scurtă, câinele ar trage non-stop în ea, deci am fi nevoit să-l toți mucim. Dacă ar fi să exersăm în mediul real exercițiul de rămânere pe loc, nu ne-am permite luxul de a ne îndepărta atât de mult, dar totuși să-l avem sub control. Vedeți? Are libertatea să ducă să se joace și el cu porumbei, să mai miroasă, după care, bineînțeles, delimitat accesul la diverse surse de interes și... rămânerea pe loc cu distanță. Poți să-i dai liber de acolo. Dai liber de acolo. Fă-i semn. Exact. Înțelegeți, dragi prieteni, cum stă treaba? Suntem într-o ședință de dresaj cu un pitic și ne ocupăm de instruirea stăpânului acesteia. Acest câine este un răsfățat și învățăm omul să combine răsfățul, dar cu un pic de disciplină și cu manevre cheie. Da? Decorul este acesta, dacă îl vedeți. Sunt niște trepte. Da? Facem varianta rămânerii sus la acel limitator, după care facem varianta de rămânere de jos în sus. Asta de ce? Pentru a crea versatilitate câinului și să recunoască pe baza decorurilor comanda foarte rapid. Cheamă-l! Și îl recuperezi cu sugestie din lesă. Imaginați-vă că are 4 luni jumătate, nu-ți permiți să ții într-o lăsă scurtă acest cățeluș. Ia uite ce distragere avem. Trebuie să le învingem. Trebuie să-i demonstrăm câinului că influența noastră este mai mare decât influența mediului și a acestor distrageri. El, să știți, că are instinct de vânătoare și dacă îi arunci o mingiuță sau un con, fuge după el așa cum fuge după acești porumbei. Da? Sper că v-a fost bun. După ce ați lucrat cu mâncare, puteți să încercați cu jucărie. Câinele a găsit o nucă, este foarte interesat de ea. Merită să exploatăm momentul și să îl inserăm în disciplina noastră cu recompensat. Hai să vedem! Ia uite! Asta e recompensarea cu nuca. Da? Așa câine, așa recompensă. Da, dragi prieteni, dacă ați făcut primii pași cu recompensă și ați folosit decorurile, deviați de la linia obișnuită și încercați să variați. Da? Pe același exercițiu. Știți cum se spune? Variațiuni pe aceeași temă. Hai să mai vedem o dată. Perfect. Stai. Deci are nuca, câinele stă, liber. Îi va arunca nuca, ia uite-l. Ne bazăm pe instinctul lui de vânătoare. Bravo. Și schimbul îl facem cu mâncare. Da? Ca să nu supărăm cățelușul. Ia, drăguțele, ia uite. Am lăsat niște bobițe aici și am luat nuca. Și acum mergem sus și facem încă o dată aici. Da? De data asta urci și după aceea cobori. Haide.
cum spuneam, folosirea decorurilor e importantă. Da. Atunci când folosim nuca, când folosim nuca și instinctul de vânătoare, motivăm câinele mai mult și anulăm, la modul cel mai natural, foarte multe distrageri din mediu, el fiind atent, ca un veritabil prădător, la momentul, către noi, bineînțeles, la momentul în care va fi eliberat obiectul de aport, și anume nu. Să aveți sport, dragii mei, asta e o altă variantă. Legați-le pe amândouă, vă merge cu mâncarea, încercați și cu un obiect de aport, dacă aveți un câine aportor. Dresajul de disciplină cu motivație este perfect pentru relația voastră. Sper că v-a fost utilă lecția, mini-lecția noastră de astăzi și nu aveți decât să faceți și voi același lucru acasă cu căței voștri. Sunt Cătălin Cornea, lucrați, dragii mei, folosiți mediul real, folosiți-vă de decoruri și câștigați cât mai mult din interacțiunea cu câinele vostru.